Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Speaking, I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on my. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch you come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on me. Bună dimineața dintr-o zi de luni. Mi-am adus aminte, astăzi e 20 mai și mi-am adus aminte de anul trecut ce făceam noi pe 20 mai. Era sâmbătă și am fost la nunta mătușii mele, care mi-a dat în biserică buchetul ei și mi-a zis să te mărești sufata, nu știu cum i-am zis. Și efectiv i-am zis că ai completat cu maica mea sau de ce mi-ai dat buchetul, nu că l-am prins, nici nu l-am aruncat, mi-a dat direct, că au zis că vrea să fie sigur că ajunge unde trebuie. Și chiar o zi după a fost prima zi a ultimului meu ciclu, deci cumva mi-a purtat noroc. Și ne-am zis seara foarte tare atunci la nunta lor și după am ales și noi același local. Am ales Cuina din Chișoda, pentru cine e de aici de aproape. Foarte, foarte, foarte bună mâncarea. Foarte bună mâncarea, deci chiar toată lumea a apreciat mâncarea. Și pe lângă asta a fost și... Nu știu ce încă apare ca și cum sunt multe de parcare. Pe lângă asta a fost și... faină atmosfera. Eu apreciez foarte mult ospătare și, mă rog, personalul să fie amabil. Nu mă aștept să ne aducă ofrande, dar să fie amabil, pentru că în urmă las acolo o grămadă de bani. Și acum, când ne uitam la botez, pentru botez, am cerut 4 oferte până acum și, mă rog, la astea vreau să mă rezum. 5, de fapt, una nu are disponibilitate. De fapt, una nu are disponibilitate în data aia și una nu are destul loc pentru noi, că au maxim 40 de locuri. Dar vreau să vă zic că am dat de niște oameni care efectiv n-aveau chef de muncă și ne-au luat așa peste picior, ca și cum, vezi, Doamne, ei ne fac un favor. Și am zis clar, nu poate să fie cea mai bună mâncare din lume, poate să fie, nu știu, nu mă interesează. Nu pot să accept așa ceva, să te porți cu noi ca și cum am venit la furat, nu să lăsăm bani. Eu am plecat la analize, vreau să fac hemograma în principal, să văd, o să întreb dacă în abonamentul meu intră acele analize anuale. Dacă nu, o să fac doar hemograma, fierul, sideremia. Și parcă colesterolul am trecut acolo pe listă, vedem, ajung acolo și o să văd. Și după aia mă duc până la farmacie, aici, în localitate de lângă. Eu am comandat aici să ajungă la noi în localitate, dar a ajuns în comună, cum ar fi. Nu știu de ce, pentru că sunt două farmacii, în fine, poate nu ne-am înțeles mai bine. În orice caz, miercuri mergem la vaccinul Rotarix și l-am comandat, a ajuns, mă duc să-l iau și... Alex o să fie la noi. Acum nu era încă ajunsă, dar e Mihai acasă și stă cu Mara până vine Alexandra și eu mă duc în locul unde am primit amendă și mi-a fost ridicată mașina și am plecat mai devreme. Sper să găsească loc de parcare. Astăzi nici nu e miercuri ca atunci când era piața deschisă, așa că cu siguranță o să găsesc acolo loc dacă nu găsesc unde parchez eu de obicei.
Și după aia aș vrea să mă prea și să iau o cafea pentru mine și pentru Alex. Deși cafea mea de acasă e foarte bună, mi-e poftă uneori de cafea din oraș, cafea de specialitate. Ați văzut că de obicei mergem la Narativ, mi se pare cea mai bună dintre toate. Mai e una în mult care nu-mi place pentru că e prea prăjită cafeaua. Mai sunt diferite, mă rog, cafinele de specialitate, dar aia de la Narativ, calitate-preț, cel mai bun. Și atât, nu știu ce o să mai facem, dacă o să se facă vremea mai faină, pentru că momentan plouă, dar așa picură. O să mergem la plimbare pe malul Begăi cu Mara, eu cu Alexandra și cu Mara. Și altceva nu planific. Mâine o să mergem în oraș cu siguranță dacă o să fie vreme bună, pentru că e ziua mamei și am vrea să mergem să vizităm la lucru. Și după aia vinerea asta care vine, Alexandra pleacă cu prietenul ei, pleacă din Belgrad și o să stea acolo câteva zile, pentru că noi suntem de acolo și avem multe rude acolo, să stea în Belgrad la o mătușă de-a noastră. Și noi vineri, eu am programare la dentist, în sfârșit trebuie să încep neapărat să-mi fac dinții. V-am povestit că asta a fost cea mai nasoală parte a sarcinii. Chestia e că eu anul trecut am investit super mulți bani în dinți, adică cred că am dat peste cam în jur de 5.000 de lei, pentru că mi-am scos nervul dintr-o masea, are mai multe canale maseaua. Mi-a refăcut-o pentru că trebuia reconstruită, trebuie să-mi pun și coronița aia, încă n-am apucat, dar a pleznit plomba, s-a spart. Mi-a mai picat plomba dintr-un canin, mă rog, mai multe chestii, dar anul trecut știu că am dat o grămadă de bani, mi-a mai scos nervi de aici, de sus, pe undeva, numai pe dinții eu și-am dat 2000 și ceva de lei, o căruță de bani. Și acum trebuie să iau de la capăt, dar o să vedem noi cum o să ne organizăm. Merg acum prima oară la un detatraj, să uite și ea să facă un control, pentru că am schimbat dentista. Nu știu, cea de anul trecut mi s-a părut foarte arogantă cumva și nu mi-a plăcut abordarea și când îi ziceam eu câte ceva, ea tot timpul mă contrazicea. De exemplu, mie mi s-au făcut mai multe plombe fără anestezie și chiar am mers la un dentist renumit din Timișoara, care e și profesor universitar, și nici el nu îmi dădea anestezie pentru că am rezistență mare la durere. Chiar atunci mi s-a zis că o să pot să nasc natural și uite că au o dreptate. Și ea nu a vrut să lucreze fără anestezie. Anestezie și percepea mai mult ca și preț, dar nu asta era problema, pentru că nu mă deranjează să plătesc 60 sau 80 de lei în plus pentru anestezie. Problema era că pe mine mă durea mai tare anestezia în sine, adică aplicarea ei și efectul de după, pentru că mi s-a întâmplat să mă amorțească și ochiul efectiv și toată partea asta, așa, obrazul până în ochi, groaznic. Și aș prefera să suport acolo câteva secunde cât simțeam eu că se apropie de nervi, decât să mă amorțească toată fața. În fine, am schimbat mai multe subiecte, dar asta e ce avem în plan în vineri. Și weekend e întâlnirea Lady Circle, când se schimbă bordul local, adică se schimbă președinta, vicepreședinta și mai departe. Și o să mă duc și eu câteva... Și o să mă duc și eu puțin măcar, pentru că mi-e dor de fete și mai povestesc și eu cu un adult. Și cu ocazia asta ieșit din casă. Iar în iunie am vorbit cu fetele să ne întâlnim la noi, să facem o întâlnire așa, neoficială. Hai că închid filmarea, îmi pun muzică, sunt foarte obosită, adică e foarte somn, dar nu pot să beau cafea înainte din analize, că doar știți că ar afecta rezultatele analizelor. Dar am dormit excelent, ieri am bătut recordul, pentru că m-am culcat la 7:30-8, cam pe la 8 am adormit, cred că, și am adormit până la 10, până a venit Mihai acasă. Și după aia m-am culcat și am dormit până la 5, adică am dormit 7 plus 2, 9 ore în total. Mara de la 10 până la 5 a dormit buștean. Și ieri am fost în Muzeul Satului, cred că ați văzut, a fost tare drăguț, dar foarte cald și după ce stau mai mult timp în soare, îmi moare toată energia. De-aia am culcat așa de vreme și nu regret absolut nimic. Tocmai m-am primit un colet și sunt pe terasă, se aude Bob cum mănâncă. Dar am vrut să vă arăt ce minunății am primit pentru Mara. Verișoara mea i-a trimis un costumaj
De fapt, motivul a fost altul pentru care mi-a trimis cadou, pentru că i-a luat o brățărică care a ajuns cam greu. Pe mine nu m-a deranjat absolut deloc, dar verișoara mea s-a stresat. Te pup, Maria, dacă te uiți. Și este superb, superb. Uitați-vă și la podița asta drăguță. Pe fundal avem și mașini care se aud pentru că fac drumul aici. Am mai primit o față de pernă. Super drăguță. Am mai primit și o bavețică roz, din asta care se poate șterge, super faină. Un pachet de Pampers. Un pachet de șervețele, mereu binevenit. Am mai primit și mami ceva. Și uite cum m-a nimerit Maria, chiar m-am ars săptămâna trecută. Mi-a trimis și o mânușă de cuptor. Super de vară, așa. Niște prinzătoare de păr, o, cum se numește, bentiță, chiar o să pun acum, pentru că am zis că am un baby hair și mă enervează că mugă de la față, și un maieu, asta mi-a zis că o să-mi trimită. Foarte plăcut materialul, e un bumbac și repede pot să alaptez din el, da, e bumbac, uite că și scrie pamuk. Mă rog, pamuk și în sârbă înseamnă bumbac ca și în turcă. Am mai trimis ea ceva și pentru maica mea și pentru sora mea, dar asta nu o să vă arăt. Și partea mea preferată e asta. E din lemn. Așa o cheamă pe Mara, Mara Săptoiu. E și numele meu, dar nu l-am schimbat aici pe YouTube. Cam așa arată, doamne, cât de mult îmi place, e superb, cu greutatea ei de la naștere, o oră la care s-a născut data, foarte frumos. M-a întrebat ea ce vreau ca și mascotă și am ales această girafă și acolo se poate pune poza ei, e super, super frumos. De fapt, brățara era motivul pentru care mi-a trimis coletul și mulțumesc tare mult, mereu mă bucur când primește Mara ceva. Și Maria știe că nu a fost nevoie pentru că deja mi-a trimis o dată cadou pentru ea, dar apreciez, am oameni minunați alături de mine și uite că îmi sunt și rude printre altele și vedeșoara mea are și ea un băiețel și abia aștept să se cunoască cu Mara. Sper eu că vara asta să putem să le facem cunoștință, să mergem până la ei. Ei stau în județul Alba, în Blaj și da. Să, o să fie frumos că avem pe cineva în familie care e aproape de vârsta ei și vor copilări împreună cumva. Chiar dacă nu o să se vadă foarte des, dar nu contează. Apreciez, mulțumesc încă o dată pentru cadou și abia aștept să îți fac poze când o îmbrac pe Mara în costumașul nou. Cine a venit la noi? Ceau, mătușa Alexandra! Ceau! Mergem la o cafea cu mama. Am zis că astăzi e ziua ei și suntem în drum spre. Suntem cu Mara. Cu Mara, bineînțeles. Mara merge să zică bunicii la mulți ani! Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were.